Fotbaliștii de la Cetatea Târguneam Neamț au început campionatul cu partida din de deplasare de la Zagon, o formație pe care o cunoșteau destul de bine deoarece au mai evoluat împotriva ei și în stagiunea trecută. După un început destul de bun al elevilor lui Daniel Zavate și Valea Vădanei, jucătorii de la Fece Zagaun au deschis scorul în minutul 8 în urma unei lovituri libere la o neatenție în defensiva oaspeților. A urmat o perioadă foarte bună a cetății, care și-a creat o sumedenie de ocazii la poarta adversă, inclusiv patru situații 1 contra 1 cu portarul advers, dar și cu două baloane trimise în bară. Eroii negative ai cetății au fost Olariu, Varea, Sobariu și Bucătaru, care s-au întrecut în ratări imense la poarta adversă. Gazdelul a intrat cu un gol avantaj la vestiare, avantaj pe care au reușit să-l până în minutul 66, când bucătarul a egalat la 1 în urma unei centrări din lovitură liberă. După gol, oaspeții au presat în continuare în căutarea reușitei victorioase, însă pe contraatac, cu o minută înainte de final, fotbal și de la Zagon au dat lovitura prin Ilaș și au obținut toate cele trei puncte. Start tratat și pentru Petrotub Roman, formație care a cedat la limită scor 0 la 1, duelul din deplasare cu Olimpia Râmnicu Sărat, formație nou promovată în eșalonul 3. Băieții lui Gabriel Țapă au plecat în crezător la Râmnicu Sărat și au sperat să debuteze cu un rezultat pozitiv în noua stagiune, însă meciul s-a decis încă din minutul 30, când gazdele au înscris prin Roman după o greșeală în defensiva Romașcanilor. Oaspeții au încercat să revină pe Bella de la demarcaj, însă Țapu sau Damianu s-au lipit la gol. În etapa următoare, Petru Tu va pe teren propriu pe Fece Panciu.